Capitolul 20. Scutirile de Militărie. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, este cu tine. La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului, să le spună: Ascultă, Israele, voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se tulbure inima. Fiți fără teamă, nu vă spăimântați, nu vă îngroziți dinaintea lor. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Mai mari oștirii să vorbească apoi poporului și să zică, Cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea. Cine a sădit o vie și n-a mâncat încă din ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. Cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să o ia altul mai mari oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună, Cine este fricos și slab la inimă să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților lui. După ce mai mari oștirii vor isprăvi de vorbit poporului, să așeze pe căpetenile oștirii în fruntea poporului. Cum să se poarte cu cetățile vrăjmașe? Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o îmbi cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci sunt o împresori. Și după ce Domnul, Dumnezeul tău, o va da în mâinile tale să treci prin ascuțișul sabiei pe toți cei de parte bărbătească, dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele și tot ce va mai fi în cetate, toată prada și să mănânci toată prada vrăjmașilor tăi pe care ți va da în mână Domnul Dumnezeul tău. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetățile neamurilor acestora. Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care suflă ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și ebusiți, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să nu vă învețe să faceți după toate urăciunile pe care le fac ele pentru Dumnezeii lor și să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Dacă vei impresura multe zile o cetate cu care ești în război, ca să o cucerești, pomii să nu-i strici tăindu-i cu securia să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? Numai copacii pe care îi vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat, vei putea să-i strici și să-i tai și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetății care este în război cu tine până va cădea. Capitolul 21. Omorurile ai căror făptuitori sunt necunoscuți. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul, Dumnezeul tău, se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Când se va hotărâ cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o viția care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară nici nu se seamănă, și acolo să taie capul vițelei în vale. Atunci să se apropie preoții fiului Levi, căci pe ei i-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-i slujească și să binecuvinteze în numele Domnului și ei trebuie să hotărască în orice ceartă și în orice rănire toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale și, luând cuvântul, să zică, Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel pe care l-ai răscumpărat. Nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel. Și sângele acela nu-i va fi pus în socoteală. Astfel trebuie să cureți din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Prinși de război, drepturile întâiilor născuți. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Atunci să o aduci în lăuntrul casei tale, ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea, să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Dacă nu-ți va mai place, să o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea să o vinzi pe argint, nici să te porți cu ea ca cu o roabă, pentru că ai înjosit-o. Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care noi iubește, când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește în locul fiului aceleia pe care noi iubește și care este întâiul născut ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care noi iubește și să-i dea o parte îndoită din averia lui căci fiul acesta este cel din tâi rod al puterii lui și lui îi se cuvine dreptul de întâi născut. Fii neascultători Dacă un om are un fiu neascultător și îndărădnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, Iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel, să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Despre cei spânzurați? Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire, Domnul Dumnezeul tău. Capitolul 22. Dobitoacele și lucrurile rătăcite. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești, ci să le aduci la fratele tău. Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce îl cere fratele tău și atunci să îl dai. Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine, să nu le ocolești. Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-i ajuți să-l ridice. Amestecul semințelor și țesăturilor. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre, într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă, să nu iei și pe mama și pe puii ei, ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca să fii fericit și să ai zile multe. Când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar în prejurul acoperișului, ca să nu aduci vina de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Să nu sameni în via ta două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminței pe care ai sămânat-o și rodul viei. Să nu ari cu un bou și un măgar înjugați împreună. Să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei înveli. Pedeapsa pentru curvie, dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat cu ea, o urăște apoi, o învinuiește de lucruri nelegiuite și scoate nume rău zicând, Am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară. Atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetății, la poartă. Tatăl fetei să spună bătrânilor, am dat pe fică mea de nevastă omului acestuia și el a început să o urască. Acum o învinuiește de lucruri nelegiuite zicând, N-am găsit fecioară pe fică ta, dar iată semnele fecioriei fetei mele și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetății. Bătrânii cetății să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească și pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel să-l osândească la o gloabă de o sută de siclii de argint pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui și el nu va putea să o gonească toată viața lui. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Pedeapsa pentru prea curvie: dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi, și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Dacă o fată fecioară este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, să-i aduceți pe amândoi la poarta cetății, să-i ucideți cu pietre și să moară amândoi. Fata, pentru că n-a țipat în cetate și omul, pentru că a necinstit pe nevasta aproape lui său. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Fetei să nu-i faci nimic. Ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproape lui lui și îl omoară. Fata logodită pe care a întâlnit omul acela pe câmp a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei 50 de sicli de argint. Și pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevastă și nu va putea să o gonească toată viața lui. Nimeni să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice învelitoarea tatălui său.